La eforie, soarele și mare au fost atât de tentante încât un tânăr curajos a recurs la o partidă de not. Zi, e rece sau nu? Corect. Când ai intrat cel mai târziu în mare? Pentru cei care nu au atât de mult curaj, vremea este oricum ideală pentru o plimbare pe plajă. Cum vi se pare? Foarte frumos. Da. Aveți curaj la muneca scurtă? Păi, cum să nu? Dacă ne place vremea aceasta? E perfectă pentru o plimbare? Foarte perfect. Sunteți din Constanța sau? Nu, din București. Și ați venit cu treabă sau special? Da, special pentru cea mică. Dacă n-ar bătea vântul, chiar mă gândeam, zi, mă, dacă nu bătea vântul, așa să stai la soare un pic, ar fi bine. E mare. E ca agitată, mă așteptam să fie mai liniștită, dar cred că a fost și zilele trecute chiar mai agitată decât acum. Am văzut că apa ajunsese până departe pe plajă. O să fie o zi frumoasă de octombrie. Cum a fost plimbarea pe pasarelă? Obositor. Obositor? Da. Și începător. Acum pe nisip nici atât. Nu, da, pe nisip așa, ca pitici. Cum vi se pare vremea astăzi? Super. Cald, ok, o zi perfectă. Vremea continuă să fie mai caldă decât normalul acestei perioade. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor începe să scadă.